Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit de această dată la o ediție specială și o ediție de suflet. Veți vedea de ce spun acest lucru, pentru că alături de mine se află o persoană cât se poate de complexă. Vorbim în această seară despre teme de suflet, după cum spuneam, și nu cu oricine, ci cu doamna Ancuța Mărieș. Bună seara! Bună seara, Cristina, bine v-am găsit! Nu v-am prezentat mai mult. Cred că cei de acasă, majoritatea, vă cunosc, însă vă cunosc în mai multe ipostaze, pentru că sunteți o personalitate cât se poate de complexă. Dacă vorbim pe de-o parte, că suntem cu comisar șef de poliție, sunteți șefa Centrului Medical Județean Sălaj, sunteți medic, sunteți promotor al istoriei, pentru că v-ați implicat pe foarte multe planuri în acea zonă și, nu în ultimul rând, sunteți scriitoare. Ei bine, în această seară vom vorbi din această ipostază, cea de scriitoare, pentru că vrem să arătăm celor de acasă această latură a Ancuței Mărieș. Înainte de emisiune, ne propuneam cum să abordăm această temă de scriitoare. Să o facem o emisiune soft sau să o facem o emisiune strong, oarecum de scandal, pentru că cei care vor citi cartea despre care vom vorbi în această seară vor găsi multe lucruri interesante pe această zonă, a doua pe care am enumerat-o. Ei bine, propun Ancuța să vorbim în prima parte soft, puțin despre date tehnice și în partea a doua să intrăm în teme așa mai sofisticate oarecum. În primul rând, Ancuța Mărieș, pentru cei de acasă, s-a născut în anul 1972 în Zalău. Ulterior, sigur, a urmat această parte de medicină, însă pasiunea pentru literatură datează din clasa a doua, când a scris primul caiet cu poezii. În timpul facultății a fost membra cenaclului studențesc Victor Papilian din Cluj-Napoca, al cărei președinte la vremea aceea era domnul Mircea Naidin. Aici leagă o strânsă prietenie cu Marius Bența și Lucia Cheseri. La terminarea facultății publică primul roman fantasy, Lors de la capătul deșertului. Aici începe povestea scriitoarei Ancuța Mărieș. Povestea scriitoarei Ancuța Mărieș cred că a început în copilărie, de fapt, și am început cu poezie. Intrând în contact cu oamenii din Sălaj și nu numai din Sălaj, mi-am dat seama că există foarte multe persoane care scriu. Erau copii care scriau pe vremea mea. Eu scriam caiete, așa scrise de mână, îmi scriam poeziile, mă rog, și textele Dacă ar fi pe epice. axa istoriei, unde ne poziționăm? Ne poziționam atunci, în ce an, în momentul în care spuneați că lumea scria și tinerii scriau, pentru că dacă ne uităm în contemporaneitate, nu putem să spunem același lucru. Se scrie și astăzi, dar se scrie electronic, nu se mai scrie cu mâna, într-adevăr. Așa mă simt, Cristina, draga mea, ca și Highlander, care am trecut prin mai multe epoci, ca să trecem acum să vorbim, ca să vorbesc liber, Pe ca în axa MASH. istoriei. May I speak freely? Pot să vorbesc liber acum. Eu am prins momentul în care se scria de mână, în părerea mea că treaba asta s-a terminat. Se scrie și astăzi foarte mult, se scrie pe internet, de data asta. Cărțile, deci fenomenul cititului, care în timpul meu era destul de important, nu știu dacă în ziua de astăzi mai ține decât de istorie, o să ajungem să fie cărțile în biblioteci, la noi acasă, vase frumoase de mâncat și mirodenii și din astea. Și așa este trendul, adică lumea s-a schimbat de când am fost eu fată fecioară, ca să spun asta. Trebuie să acceptăm lucrul ăsta. Și mi-e foarte greu să-l acceptăm raportându-ne la copiii noștri. Vedem ce fac ei și ne spunem, o, asta nu se poate, pe vremea mea nu se făcea așa, așa nu se făcea așa, dar acum o să se facă altfel și o să facă mult diferit față de noi. De aceea, versurile pe care le public acum sunt pentru mine versuri de suflet, sunt versuri ținute la sertar de zeci de ani. Și m-am gândit așa, băi frate, dacă nu o să le public, nimeni nu o să știe niciodată despre existența lor, o să mor și nimeni nu o să știe. Așa că vreau să țin volumul ăsta, nici nu știu dacă o să vând așa, mă rog, la prietenii care o să mi-l chiar ceară, dar nu e un volum care să-l bag în librării și E un vreau să volum fac de o suflet afacere din astea. pentru tine Fiul personal. meu, când o să citească, să zic, bă, ce femeie strong of o maică mea, fii atent cât eu făcut și ce faină viață au avut, așa. Și nepoții și Ok. generațiile viitoare deodată. Da. Așadar, începe povestea în copilărie. Începe Spuneați, povestea în dacă ar fi copilărie. să ne ducem pe axa istoriei, în moment în care tinerii scriau. Un moment în care scriau și citeau tinerii și asta era important și era valorizat, ceea ce acum nu mai este. Și avem povești aici și, de fapt, povești. Avem poezii din anul, începe în 1984, prima poezie, o distanță în timp, sincer, destul de mare. Am vrut să fie acest volum ca și o frescă a
zonelor istorice a timpului în care eu m-am dezvoltat. Avem aici, inclusiv am pus poze din acelea cu frame, așa cu mărginuță făcută dantelat, cum era pe vremea aia, cu prima familie, cu prima mașină a familiei noastre, pe o stradă din Sălățig, complet neasfaltată, cu mine în liceu când se purta permanent și era atunci Sissy Cat și ce mai era. Sunt convinsă că mulți din generația mea se vor recunoaște și vor recunoaște, vor savura, să zic, aceste poezii. Și de asta am și vrut să le public. Nu mă consider o poetă neapărat. În plus, ce au poeziile astea diferit față de un volum de poezie obișnuit este faptul că sunt comentate. Domnul Mircea Naidin, care e subsecretar de stat în Ministerul de Externe, vai că mă și bulbui când spun chestia asta, și mi-e bun prieten din facultate și va veni la lansarea din 13 octombrie, domnul Mircea Naidin mi-a dat această sugestie să pun mici comentarii la poeziile care simt eu să fie comentate. Am mai rugat pe cineva. Atipică oarecum. E absolut atipic. Asta nu se face. În mod normal, o poezie se lasă așa, să fie misterul și parfumul și savoarea poeziei. Ok. Când m-am dus la cenaclu aici și am spus ce vreau să fac, toată lumea a fost pe spate. Vai, acum să comentez o poezie? Păi simplu, ia. Stai că vă spun cum fac. Pun așa un icon cu poza mea și scriu anul comentariului și comentez poezia. Comentariile sunt din acești ani doar. Sunt trei seturi de comentarii. Deci problematica ce a generat poezia, deci o temă, fac poezia. Poezia scrisă cu anul. După aceea vine un comentariu, un rând de comentarii din 2007 și un rând de comentarii de acum, de la bătrânețe, din 2018, știți? Featuring 2018. Ok, mai am niște comentarii pe care le-a făcut domnișoara Maria Buda, cea care mi-a făcut prezentarea grafică, mi-a editat practic cartea și ea a simțit să comenteze anumite poezii și le-a comentat și ea, avem comentarii și de la ea și mi-am comentarii de la o colegă de-a mea de facultate, fostă colegă. Acum n-am dat nume, așa, am pus niște prenume acolo, în fine. Așa, deci ideea este că datează de mult și poeziile de aici, poezii istorice, să spun așa. Ultima poezie e datată 2007, deci e veche și finalizarea cărții veche. Acum, de ce am ținut atâta cartea asta la sertar? Da, era următoarea întrebare pe care doream să o pun. Povestea, spuneați, în 1984 începe. Începe povestea, da. Deci ați păstrat atâția ani aceste file în sertar, nu le-ați publicat și atât de ce acum, în anul 2018? Știi cum e, Cristina, știi cum e cartea asta? Ca și un jurnal pe care îl ții și ții ascuns, că e un jurnal intim, știi, publici un jurnal intim, așa. Deci eu mi-am adunat toate poeziile astea scrise de-a lungul anilor și la un moment dat le-am citit în cenaclu, aici la noi, la cenaclu Silvania, unde mă duc. Și toată lumea a spus, vai, dar sunt poezii prea personale, dar cum să publici așa ceva, că sunt chestii personale, nu știu. Și iar le-am băgat înapoi în sertar, n-am avut curajul să le public, știi? M-am gândit pe oamenii ăștia așa inteligenți, maestri ăștia cu multă experiență, poate că zic ceva, nu-i voie să public așa personale, nu știu. Și anul ăsta am avut un accident destul de neplăcut așa și a trebuit să stau pe pat multă vreme, în niște dureri. Și m-am gândit, mă, fratele meu, mă, dar poeziile astea sunt faine. Dar dacă eu într-o zi mor, că se poate întâmpla oricui, și nu o să știe nimeni de ele. Dar sunt faine, dar e o experiență de viață până la urmă. Se vor pierde în sertar, la cine ajută, cui ajută. Că până la urmă scriem ca să împărtășim. Și până la urmă ne tot așa, de ce să fiu într-o stare așa de falsă pudoare? Că până la urmă o să mor și cui pasă de experiența asta? Ce imagine construiesc până la urmă? Mă lasă să fiu onestă cu toată lumea care mă vede. Nu-i nimic, nu-i nicio problemă. E ok să spui ce ai simțit tu. Și nu-i nicio problemă în asta, nu văd nicio problemă. Și până la urmă vorbim despre poezie, că ar trebui să fie o poezie așa generală, cu niște termeni universali, toată lumea să se recunoască. Nimeni n-a scris în termeni universali. Eminescu, deci puteți să ne dați exemple. Da. Deci Eminescu a scris pentru Veronica Micle, să fim serioși, eu o iubit-o pe Veronica, a scris acolo cum a suferit el. Că nu i-o dat nume, că i-o zis că pe țiune era ok și nu știu ce. No, ok. Niciun poet nu a scris ceva universal. A scris exact experiența lui de viață și exact asta am făcut și eu. E o experiență de viață, o experiență împărtășită.
ce să spun, poate în ziua de astăzi nu mai este la fel cum a fost în momentul în care am scris poeziile, dar cei care sunt de generație cu mine se vor recunoaște, vor recunoaște lucruri pe care și ei le-au trăit, se vor bucura de ele. Din perioada neraposatului. Exact, din perioada lui Ceaușescu, poezii din timpul lui Ceaușescu, după aceea am prins Revoluția, despre Revoluție, iar comentariile sunt exact despre cum simțeam noi atunci, că eu în poezie nu am avut libertatea din momentul ăsta, acum eu mă simt liberă, nu mai am nimic de pierdut, nici de câștigat, lumea s-a schimbat, lucrurile s-au petrecut acum, ce știu, 20 de ani. Pot să vorbesc liber despre ele, în regulă, nu mai am nici măcar, pot să râd de lucrurile respective. Atunci, în poezie, eu nu puteam să fiu foarte liberă spunând astea. Am lăsat poeziile exact așa cum le-am scris atunci. Și am pus în comentarii tot ce am avut de spus acum. Comentariile de 2018 despre acum. Am lecturat, într-adevăr, cartea. Nu pot să ascund acest lucru și am regăsit oarecum așa, o femeie ancorată în două realități. Una din 1984 și ultima din 2018. Exact. Vreau să ne spuneți, dacă ar fi noastră cu subiectivismul pe care îl aveți în momentul în care vă raportați la carte, cum regăsiți cele două ipostaze? Foarte schimbate, extrem de schimbate. Să știi, Cristina, că ne schimbăm pe parcursul vieții. Se vede asta pe pozele noastre. Eu de asta mi-am și pus poze aici. Schimbăm felul în care simțim, îl ajustăm tot timpul la realitate, că suntem în contact cu realitatea. Sigur că acum am trecut prin multe experiențe și le-am metabolizat pe cele negative și acum la bătrânețe pot să spun că mă simt bine cu tot ce am trăit, pot să împărtășesc asta cu onestitate și cu bucurie, realmente. Consider că toate experiențele pe care le-am avut au fost super faine. Nu m-aș da înapoi de la a le repeta. Mă bucur că m-am născut în România, mă bucur că trăiesc în Zalău, mă bucur de toată viața mea. Și cu acest volum de versuri am avut ocazia să-mi privesc viața în retrospectivă și să mă bucur că am trecut prin tot ce am trecut, cu traume, cu probleme, cu rezolvări, cu soluții. Iată-mă în 2018, așa cum sunt acum, un om eficient, scurt și la obiect, așa cum mă cunoașteți, și care va duc cartea asta ca un buchet de flori super frumoase, inedite, și prezentarea și tot, nu știu dacă... Da, în chestiuni legate de carte și temele pe care le-ați abordat, lăsăm în a doua parte a emisiunii, mergem cu datele tehnice. Ați publicat-o, însă vreți să faceți și o lansare în acest sens? Aș face o lansare de carte, într-adevăr, și cum îmi place să fiu eficientă, cum ziceam, punem un eveniment, deci într-un eveniment punem mai multe, într-un coș mai multe flori. Să spun așa, în data de 13 octombrie, adică sâmbătă asta care vine, la Casa de Cultură a Sindicatelor, de la ora 5 după masă, 17, o să fie un eveniment care se numește Ziua Zânelor. În decursul timpului am legat multe colaborări și am pus pe roate mai multe trupe care promovează istoria României. Le știți, le cunoașteți, suntem de aici din Zalău. Zalău e un brand pe tema asta. Toată lumea când aude de Zălă, wow, nimfele, dacei, zânele, oh! Ați contribuit cu siguranță am la acest lucru. Am contribuit, da. Mulțumesc lui Dumnezeu că am avut ocazia să contribui. În acest spectacol de sâmbătă vor fi prezentate toate aceste trupe la care am contribuit, la care am avut norocul să contribui și bucuria, desigur. Vor veni toate fetele care de 14 ani participă în spectacole și în festivaluri și promovează România și Zălău și Porolisumul. Și la sfârșit facem un chef. În 16 octombrie e ziua mea. La mulți ani în avans. Când intervine cartea în cadrul cartea intervine în mijloc. Deci eu sunt omul care m-am ocupat de, nu numai de research, de cercetare pentru zânele astea, ci și de textele pe care le folosim în scenariile noastre. Cartea vine în mijlocul acestei serbări, acestui spectacol omagial, când o să vină pe scenă câteva persoane importante pentru mine care m-au susținut. Dacă și să vorbesc puțin din casă? Dau din casă. Vine domnul subsecretar de stat Mircea Naidin, din Ministerul de Externe. El va prezenta, va vorbi un pic despre carte, având în vedere că el mi-a și dat ideea să pun comentarii aici. Consider că e un aport important. El mi-a și scris aici, pe spatele cărții, câteva persoane care mi-au scris comentarii, părerea lor.
este primul care mi-a scris, îl și vedeți. Îmi permiteți? Da, dacă îmi permiteți să spun. Te rog, Cristina, sigur. Mircea Naidin, autor, diplomat, cadru didactic universitar, spunea despre această carte și despre Ancuța faptul că ea prezintă în acest volum o istorie în versuri a timpului și a formării ei sufletești. Vă invit să pășim împreună în această călătorie miraculoasă. Așadar, un drum pe care, iată, în această carte îl scrieți. Da, 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 da. Va veni Mircea Naidin, va veni Liliana Culda, care este public speaker, trainer internațional și ea vorbește despre carte și mulțumesc foarte mult. Ea m-a sprijinit și m-a motivat să public. Că mi-am luat un coach pentru asta. Trebuie să fac asta. Și mulțumesc foarte mult. Deci nu vreau să vorbim mult despre carte în spectacolul ăsta. Vorbește spectacolul despre activitatea mea. O să vorbim pe scurt, nu-mi place mult bla-blau, cine vrea să citească cartea, o poate citi. După cum spunea, să vă reprezinte pe dumneavoastră scurt și la scurt subiect. Și la subiect. Da, mergem mai departe. Cei care văd acest volum, văd o față minunată, văd o fată foarte frumoasă. Vreau să ne spuneți cine este pe această copertă și de ce ați ales să reprezinte ea prima parte, prima pagină, iată, a cărții. Loli... Cristina Priner, deci noi avem nume de scenă când mergem în festivalul. Ca toți artiștii, de altfel. Ca toți artiștii. Loli m-a sprijinit foarte mult, mi-a dat feedback-uri importante și ea este una dintre membrele fondatoare ale trupei, Nimfele Dace. Consider că fără aportul ei, trupa nu ar fi ajuns aici. A creat și costume, a creat și coreografii pentru trupă. Feedback-ul ei a fost foarte important în evoluția trupei și în evoluția mea personală. Mi-a dat feedback-uri importante, m-a liniștit de câte ori am fost stresată din cauza unor probleme care acum nici nu mi le mai amintesc, să revenim la eficiență. Îi mulțumesc foarte mult, îi sunt foarte recunoscătoare lui Loli, că am cunoscut-o și că e prietena mea, mă bucur foarte mult pentru asta. Și având în vedere că e o prezență carismatică, Loli, m-am socotit să pun pe coperta cărții mele și pregătesc, cred că mai pun și pe alte coperte. Dacă mi-aș tot Dumnezeu și am putere să mai public cărți, cred că Loli o să fie imaginea. Da, oarecum se leagă și de personajul feminin din carte. Se leagă și de personajul feminin din carte, sigur că da. O să intrăm în detalii când ajungem, când la... ajungem la acea parte. Da, mai departe, după această prezentare pe care o veți face și această lansare, unde vor găsi cei de acasă această carte? Numai dacă mă contactează, repet, nu vreau să o pun în circuit public. Dacă mă contactează, așa. Deci doar acolo. Da, da, absolut. Deci prin relații personale și atât. Da, cine dorește să vă găsească? Exact, la centru, mă găsește. La centrul județean, după cum spuneați. Centrul medical județean, dar pe Facebook mă găsește cu mai multă ușurință. Da. Mergem mai departe cu această carte și vreau să ne spuneți cui se adresează ea în mod special. Dincolo de faptul că spuneați o lăsați peste ani, copilului noastră, nepoților, de ce nu, generațiile care vor veni și care vor reprezenta oarecum familia Mărieș, cui al cuiva se mai adresează? Tinerilor, de principiu. Tinerilor. Se adresează tinerilor, aceia, nu numai tinerilor foarte tineri, ci și acelor de vârsta mea, să zic așa, care vor regăsi aici momente din propriile lor vieți, se vor regăsi cu problemele, cu întrebările, cu dilemele pe care le-au avut în 1984, în 1990, în 2000. Și gata. Oamenilor tineri. Adică nu gata, cred că e un public destul de larg aici. Din feedback-urile pe care le-ați primit până acum, din partea celor care au lecturat într-un fel sau altul această carte, care au fost acestea? Cristina, cu feedback-urile astea, a fost așa o întâmplare. M-am dus la Cenaclu și am spus, public o carte, știți? Vai, toată lumea, dar nu, de ce nu ne-ai spus? Da, am lecturat-o în Cenaclu, știți, mai de mult. Domnul Daniel Săuca, directorul Centrului de Cultură, vai, zice, vreau și o să citesc cartea. Vai, Cristina, mi s-a mutat inima direct în tălpi. Vai, de mine, zic, ăsta mă face varză acum. Dumnezeule. Mă, zic, acum capul sus, fantastic. Mă face varză. Ok, varza la Cluj sau sarmale și dăm la cheful de pe urmă și zic gata, îi trimit la Daniel Săuca, mulțumesc frumos, i-am și trimis cartea în format electronic. A fost atâta de prompt cu mine și așa, îi mulțumesc din suflet. O citi cartea într-o zi, a doua zi m-am dus la el, Daniel, ce părere ai? Mă,
Bă, zice, foarte mult dai din casă, știi, un volum de scandal, o să spui despre tine lucruri care nu se spun în mod normal. Acum, Daniela, asta este, mi-asum, nu mai am nimic de pierdut, am o vârstă, ok? Știi, zice, e o carte bună. Deci, și eu știu că Daniel nu vorbește așa numai și m-am simțit extrem de bine când mi-a spus asta. Și îi mulțumesc foarte mult, foarte mult, îi sunt recunoscătoare. M-a ajutat cu niște sugestii minunate legate de titlu, de editare și m-a ajutat. Deci Daniel m-a ajutat foarte mult, am tot respectul pentru el și îi mulțumesc, vreau să-i mulțumesc în mod public. Tot respectul, tot admirația, adâncă plecăciune, Daniel, îți mulțumesc. E important ca la un moment dat să se țină cont și de aceste sfaturi și de aceste idei pertinente venite din partea unor specialiști da, pe acest domeniu. Da, absolut, absolut. El e un om pe care mult îl respect, are un feedback puternic, știe ce vorbește. Am ținut cont de lucrurile astea și iată, forumul informa asta cum este acum, mi-a făcut și o corectură, mulțumesc pentru efortul lui. Eu deja nu mai vedeam greșelile, citisem de atâtea ori. Știi, Cristina, după ce citești foarte mult un lucru, nu mai observi virgule și detalii, nu le mai vezi. Da, la redactare cu atât mai mult. Da, da. Alți actori importanți care s-au implicat într-un fel sau altul sau care și-au adus aportul la editarea acestei cărți? Vreau să o subliniez aici pe Maria Buda. Ea este fiica unei prietene de-a mele. Ea a mers să facă design. Ea este studentă la design acum în Cluj. Web design, de fapt. Și când a trebuit să se orienteze profesional, mama ei a adus-o la mine. Am avut o întâlnire și am zis, Maria, du-te, fă ce-ți place în viața asta, o să faci toată viața lucrul ăsta. Simte-te minunat cu tine și dă tot din tine, că în momentul în care ești într-o zonă de talent și îți face plăcere ceea ce faci, crede-mă, înflorești și toată viața ta o să fie o bucurie, o să lucrezi, nu te mai ridici de acolo. Eu zic, uite, m-am făcut doctoriță, uite, pe vremea mea nu era decât astea trei profesori. Era profesor, doctor și ce mai era, polițist sau ce mai era atunci, în fine. Eu sunt convinsă că dacă m-aș naște acum, aș fi altceva într-un domeniu artistic. Acum, cariera mea e la sfârșit, să spun, nu mai am ce să mai pierd, nici ce să mai câștig. Dar e fain așa un tânăr să se orienteze spre o zonă care îi place. Și Maria m-a ascultat, s-a dus, a intrat din prima. Îi place foarte mult ce face și am zis, Maria, eu am proiecte cu tine, o să lucrăm împreună și pentru partea cu zânele și uite, hai, redactează-mi cartea. Maria a fost foarte drăguță și a fost extrem de meticuloasă. Fiecare lucru, plus a simțit să ia să comenteze cartea și am zis, Maria, tu o să-mi dai primul feedback legat de carte. Ce părere ai tu ca tânăr despre toate chestiile astea, lucruri de suflet care le-a simțit o persoană vârstnică, nu, acum mai este de 20 de ani. Și la Maria i-a plăcut. Ea e o fată drăguță acum, eu sper că n-a spus asta doar așa din politețe. Și îmi dă sfaturi acum, aș vrea să promovez cartea, să vedem dacă o putem, și munca ei, practic, ea o editat-o, făcut toată această prezentare grafică. Să vedem cum poate o putem... Poate fi un început de drum și pentru ea? Ceva. Da, 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 da. Eu aș vrea să fie colaborarea cu mine, aș vrea pentru ea să fie un început de drum. Da, ultima întrebare, înainte să luăm pauza de publicitate. Ancuța Mărieș nu s-a rezumat doar la acest volum. Citeam chiar la începutul emisiunii faptul că la terminarea facultății ați publicat primul roman fantasy, Lords de la capătul deșertului. Ce alte scrieri are în agenda? În background, acolo, așa. Ancuța deci avem Mărieș. Această Lords de la capătul deșertului, publicată în 97, la finele facultății, după aceea am Surori pe veci amazoane, 2007, am 2009, Mama zânelor și centurionul, care este oarecum inspirată din activitatea asta noastră cu zânele, cu nimfele dace, festivalurile antice. Personajele sunt inspirate de acolo, sigur că e o ficțiune. Mi-a făcut mare plăcere să o scriu. Deci de asta vă spun, nu sunt un scriitor greu, cu foarte multe cărți publicate, pentru că meseria mea e diferită, probabil dacă mă orientam și eu ca Maria mai de tânără, era altceva. Dar face plăcere să scriu și știu că nu se mai citește. Pentru mine scris e o bucurie. Totdeauna o să scriu și așa mă văd eu la bătrânețe scriind acolo. Tot terminând în proiectele de la tinerețe. Așadar, o gură de oxigen pe care absolut. O aveți prin aceste cărți și prin scrierile dumneavoastră. Absolut. Da, povestea merge mai departe. Nu ne oprim aici la ritual în versuri comentate. Nu ne oprim aici, mai am o carte care e gata, finalizată, practic. Am cules toate scrierile mele în proză. Deci tot ce am vorbit aici a fost până acum scrieri de lungă durată, de lungă, cum să spun, mai lungi.
Astea sunt poeziile mele, mai am poezii pe care nu pot să le public încă pentru că sunt textele de la spectacolele noastre și oricum aparțin trupei Nimfele, dar acestea n-am cum să le public. Și mai am încă o carte cu toate prozele mele, scurte, medii și un pic mai lungi, nu neapărat roman, pe care aș vrea să public undeva în iarnă, primăvară, mă mai gândesc când. Da, abia aștept să povestim și despre această carte. Luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim după 5 minute pentru a vorbi concret despre ceea ce ne prezintă această carte și vă avertizez o să intrăm în aceste teme pe care le abordați. Revenim după scurtă pauză de publicitate. Domnilor și domnilor, am revenit aici la ediția specială pe care în această seară o facem alături de Ancuța Mărieș. Am vorbit în prima parte a emisiunii despre cine este de fapt Ancuța Mărieș, însă pentru cei de acasă care poate ați dat mai târziu drumul la televizor, o să vă spun faptul că este comisar șef de poliție, șef a Centrului Medical Județean Sălaj, este medic, este totodată promotor al istoriei și este scriitoare. Ei bine, în această seară despre această ipostază vorbim, cea de scriitoare. Dacă în prima parte a emisiunii am vorbit despre date tehnice legate, iată, de această carte și trebuie să subliniem faptul că aceasta va fi lansată, repetăm pentru cei de acasă, sâmbătă, în cadrul unui eveniment cât se poate de important, care va avea loc la Casa de Cultură a Sindicatelor din Zalău. E bine, spuneați la un moment dat că este o carte de suflet și că este pentru generațiile care vor urma în familia Mărieș, pentru a vedea într-adevăr cine a fost, poate mama lor, bunica lor, străbunica lor, de ce nu, Ancuța Mărieș. E bine, dacă ar fi să spuneți o idee generală despre temele pe care le-ați abordat în această carte, care ar fi această idee? Cartea este o carte de poezii pentru cei de acasă care au deschis ușor mai târziu televizorul. Se numește Ritual în versuri comentate și este un jurnal cumva al dezvoltării sufletului meu în diferite epoci istorice, în diferite etape ale dezvoltării mele personale. Prima poezie, repet, este scrisă în 1984. Apoi urmează poezii din liceu, după aceea poezii din facultate și poezii din tinerețea mea, se spun așa, și acum îmi vine în minte ceva ce spun pensionarii care vin la mine la rețetă, știi? Stau pe hol și așteaptă. Acum i-am programat și nu mai așteaptă săraci, nu mai au ocazia să vorbească între ei. Și zic așa, când eram eu sub locotenent, și începe o poveste lungă. No, acum cartea asta e ceva de genul, când eram eu sub locotenent. Și se oprește aici cartea, pentru că după ce n-am mai fost sublocotenent, am avut foarte mult de lucru și nu mi-am mai permis așa să simt eu multe lucruri, în fine. Este o dezvoltare a sufletului meu în epoci istorice. Ai cuprins partea când eram sub dictatura lui Ceaușescu. Acum, pentru tinerii de aici care ne ascultă, nu mai înseamnă nimic. Dar pentru tinerii de vârsta mea, înseamnă multe lucruri. Și o să se regăsească acolo, o să-și regăsească dilemele și tot ce au simțit ei atunci. Toate trăirile ale trăirile unui adolescent. Lor. Exact. Atunci se simțea într-un anumit fel. Astăzi nu se mai simte așa. Cartea asta e ca și un fel de album de familie, în care am pus și poze, dar nu numai poze, ci și discuția despre poze. Vezi o poză? Nu. Ce vezi acolo? O față. E bine, aici vezi și sufletul omului. Asta am fost eu. Copilul meu va citi cartea, poate nepoții mei, cine știe, ori zice, uite, asta o fă bunica noastră. Așa a simțit ea, așa a fost la vremea respectivă. Sigur că eu am fost o persoană atipică, absolut, deci am foarte multe preocupări artistice. Vă definiți astfel? Da, absolut, absolut. Repet, eficientă, scurs și la obiect. Tot așa mă definesc. Dar n-am fost așa dintotdeauna. Am fost și tânără, n-am știut cum să fiu eficientă, n-am știut cum să fiu scurtă și la obiect. Și am fost și mai spumoasă, să spun, în exprimare. Toate astea se văd aici în carte și se regăsesc aici. Cartea e făcută ca un roman în versuri. Chiar dacă cronologia, să spun așa, este diferită la fiecare capitol, citind-o fluent, e ca o poveste. Adică poeziile se leagă una de alta. În plus, comentariile din josul paginii completează poeziile, vorbind despre ce s-a întâmplat în poezie, ce a declanșat poezia și chiar ce s-a mai întâmplat după poezie, după ce a fost scrisă poezia. Ce a fost mai pe urmă.
Și apare așa o voce care tot zice în 2018 la comentarii. Și acum cu mintea mea de la bătrânețe pot să spun că... Sigur, sunt absolut sigură că în momentul în care ziceți bătrânețe, vă referiți la acea maturitate a unui om trecut prin viață. Ceva pentru că ceva. Firele albe nu vă dau de gol și într-adevăr nu puteți să spuneți că ați ajuns la acea vârstă în care să spuneți pe când eram eu comisar, mai aveți până atunci. Spunem sincer tu, Cristina, acum dacă ne întoarcem în timp și... Tu ești iarăși de 18 ani și tu ești la un om de 46 de ani. Ce zice mintea ta? Asta e terminat. Da. Da, e adevărat. O să mă abțin. Asta spun, da, asta este. Nu te abține că este adevărul. Și ea și eu când eram tânără ziceam, mă uitam la un om 46 de ani, mă, fratele meu. Păi stai gătat. Așa gândeam atunci. Și privind înapoi acel eu tânăr care a scris pe zile, raportându-mă la el, spun, cu mintea mea de la bătrânețe, pot să spun că... Comentariile astea toate sunt foarte hazli și punctate așa, exact comentarii gen Facebook. Cum să facem mica bășcălie de pe Facebook? Exact așa sunt toate și comentariile. E o autoironie văzând prin coai, la ce dădeam eu atenție în vremea respectivă. Poate că tinerii ar avea de învățat și sunt convinsă că tinerii care astăzi săracii nu au mentoring, instituția mentoringului e foarte dată la o parte, din păcate, de modul în care trăim. Ați convins că tinerii ar avea de învățat numai și prin câtă energie și atenție dăm unor evenimente care după aia și uităm de ele. Într-adevăr, spuneți la un moment dat că se adresează tinerilor în mod special această carte și lecturând-o mi-am dat seama de ipostaza tânărului Ancuța Mărieș, care la un moment dat aduce în discuție în carte, pentru cei care vor lectura, vor descoperi acest lucru, o ipostază cât se poate de interesantă din copilăria sa și din adolescență, undeva pe străzile unui sat, alături de bunica. Bunica aceea care îi punea la un moment dat un termen limită de a veni de la discotecă. Spuneați, la ora 10 ne duceam, dar la ora 11 trebuia să revenim. Cum revedeți sau ce nostalgie vă aduce în momentul în care vă gândiți la acea poveste de pe străzile Tihăului, dacă nu mă înșel? Exact, exact. Nu mi-aduce, Cristina, nicio nostalgie, numai o mare bucurie că am trăit acele momente. Eram eu cu verișoarele mele și cu niște prietene din vecini, copii care își făceau vacanțele la bunica. Era un moment minunat, superb, Cristina. În fiecare sâmbătă seară se făcea discotecă în sat. Ne îmbrăcam frumos, noi faceam, dar eram micuțe, îți dai seama, ne rujam și asta era ceva fantastic pentru noi. Și ne duceam, știți, așa, în secret oarecum, să nu vadă bunica că ne-a rujat și cât e fusta de scurtă și așa. Bunica sigur că știa chestiile astea, era avizată și ea ne aștepta pe bancă cu vecina, aștepta fetele să vină și totdeauna ne certa că venim prea târziu de la discotecă. Dar eu m-am enervat toată pe bunica, am zis, nu mă mai duc nicăieri, bunica, ce te cerți, nu știu. Și nu m-am dus și bunica a rămas paf, a zis, stai pe ea, mă, dar de ce nu te duci? Deci ea, cum să spun, era se un psiholog. Ca noi să întârziem, de fapt. Ea mai povestea cu Leliuca pe bancă și să simțea bine, ok. Și era momentul ei de bine, că povestea care cu care s-o combinat și tinerii din ăstea pe acolo prin sat și era fain și pentru ele. Era, de fapt, discoteca asta înlocuia hora satului și le plăcea și la bunici toată povestea asta. Da, acel moment de răzvrătire, într-adevăr, aduceți aminte despre el în carte, în momentul în care ați protestat în așa fel încât nu v-ați mai dus la discotecă. Discoteca aceea care dura o oră, de fapt, de la ora 10 până la ora 11. Nu dura o oră. Bunica ne zicea să fim acasă la 11, dar discoteca începea pe la 10, că nu s-adunau tinerii, știi? Și atunci noi cum să venim la 11? Dar atunci începea cheful, dansul, nu știu ce, veneau băieții din sat. Ok, eu n-am fost, deci să știi că nu am participat la multe discoteci, că ai putea crede că, vai, la câte am fost. Nu am fost la multe discoteci în sat. Îmi pare rău că n-am fost la mai multe acum. Acum îmi pare rău că nu mai se ține discotecă și la vârsta mea, oricum, dacă mă duc cu copilul, poate, să-l aștept pe bancă. Așa. Oricum, este foarte interesant cum adolescentul de atunci vedea această scenă și a consemnat-o imediat. Absolut. Deci eu eram cu caietul cu poezii după mine. Deci să știți că eu nu eram așa de mult afară cu copiii și cu tineri. Eu am fost un tânăr introvert și timid. Așa să știți. Ce mă vedeți acum e rezultatul festivalurilor, urcatului pe scenă, muncii mele de comisar de poliție, de toate astea. Dar eu am fost un tânăr timid, introvert și care a scris poezii. Gândiți-vă că nu mă duceam des la discotecă, era un eveniment, o chestie din asta era importantă.
Și prietenele mele s-au dus mult mai mult. Ele n-au scris poeziile alea. Eu zic că e ok că le-am scris poeziile. De această introvertire s-a concretizat și s-a materializat exact în aceste poezii. Vreau să mergem la un alt capitol foarte important. Repet, se adresează tinerilor și mă consideră și eu în această categorie. Ce am descoperit interesant, iarna anului 1989, pe care ați consemnat-o. Și dacă ar fi să spunem un leitmotiv pe care l-ați invocat aici, ar fi libertatea. Cum a văzut tânărul de atunci scenele petrecute în iarna anului 1989? Cristina, am avut un sentiment fantastic în iarna aia. Uite, în timpul dictaturii lui Ceaușescu, aveai senzația, și nu mi-am dat seama de asta decât după Revoluție, deci după momentul 22 decembrie, că efectiv stătea așa o chestie, o pătură grea pe capul nostru, știi? Era acea cortină de fier. Da, dar o simțeai. Deci efectiv pentru mine era un sentiment, o senzație aproape fizică. Și în momentul în care s-a produs revoluția asta, în următoarea zi am simțit o eliberare, Cristina, de o senzație fizică, de o apăsare fizică. Eu am fost un tânăr introvert și foarte receptiv și sensibil și am simțit chestia asta așa, efectiv, nu știu, într-un mod magic. După asta, parcă puteai să privești cerul, nu știu cum să-ți descriu. M-am simțit complet eliberată, o răsuflare, o ușurare după lucrul ăsta. Cu o paranteză, în 22 decembrie 1989 scriați astfel. Te rog. Doamne, îți mulțumesc plângând, fiindcă ai zdrobit de pământ lanțul ce-mi punea hotare și cât de liber mă găsesc când în ochiul meu se oglindesc un ocean de constelații de pe pământ. Exact ceea ce enumerați acum, acea presiune pe care o simțiați, acea pătură care vă înconjura și care, prin ochiul adolescentului atunci, pot să spun acest lucru. Da. Era văzut ca o eliberare. Citește acum și comentariul, te rog, dacă tot ai început. Da. În 2018, doamna Ancuța Mărie spune, a fost și 22 decembrie. Eram în liceu, în Zalău, prin oraș, cu mama și cu tatăl meu, când a început Revoluția. S-a auzit un vuiet inexplicabil și atunci tatăl meu ne-a urcat în mașină, o Dacia roșie, și ne-a dus repede acasă pe un drum care ocolea centru. Acasă am deschis televizorul și am văzut ce se întâmpla. Am simțit o mare eliberare, ca și cum ceva se ridicase deodată, de deasupra capetelor noastre. Exact. Aceea senzație. Exact. Și atunci și acum, exact. Rememorând acele exact. Momente. Exact, asta a fost atunci la Revoluție. Ce ar trebui să înțeleagă tânărul care citește aceste versuri, citește comentariul unui om care a trăit acele momente, pentru noi care nu am simțit același lucru? Ar trebui să fie plin de recunoștință, pentru că trește niște vremuri de grație în care avem absolut tot ce ne dorim și, în plus, mai suntem și nemulțumiți. Eu zic că trăim vremuri de grație. Am cumpărat lapte pe cartelă, Cristina, am stat la coadă la pâine. Nu se dădea unt. Părinții mei cultivau cartofi să avem ce să mâncăm. Deci, Cristina, au fost niște vremuri pe care nimeni din tinerii de aici nu are cum să și le imagineze. Chefurile erau interzise, Cristina. Îmi povestea Mircea Naidin, domnul subsecretar de stat, acum a făcut un chef la un moment dat, undeva în Cluj, acolo prin zona studențească, și a intrat poliția, dărmat ușa așa cu piciorul, și a intrat acolo și un pic eu cam arestat. Înțelegi ce vreau să spun? Deci nu vă puteți imagina astăzi ce înseamnă ce a fost atunci. Ar trebui să fiți recunoscători. E important să nu uităm lucrurile astea, ca să nu le repetăm. Da, generațiile viitoare pot să recitească aceste versuri și comentariile, care peste ani cu siguranță vor avea o mai mare însemnătate. Sper să fie și înțelese peste ani, pentru că pe măsură ce trecem de momentul acela, se schimbă mintea oamenilor care urmează și efectiv nu își pot imagina ce s-a întâmplat atunci. Eu așa mă gândesc, să rămână cartea asta ca și o mărturie. Da. Mergem la o altă temă. De la tema Revoluției din 89, mergem la o altă temă abordată des în carte. De asemenea, un leitmotiv oarecum al acesteia. Dragostea. Da. Deci pentru un tânăr asta tare acele iubiri adolescentine. Simțite cu adevărat. Așa dragoste e. La prima vedere de multe ori. Da, absolut, absolut. Deci pe vremea mea, dragostea, poate și acum, e tot așa, acum nu știu. Să vă spun așa, eu m-am depărtat acum de subiect. Acum un mediu virtual, dragoste la prima vedere. S-a schimbat lumea, s-au schimbat lucrurile, s-au schimbat simțirile tinerilor.
Pe vremea când eram eu sub locotenent era diferit, să spun așa. Și asta cred că rămâne o mărturie, cred că intră în tot în partea de istorie rămâne. Era diferit, adică oamenii aveau ocazia să se întâlnească față în față și să simtă lucruri unul pentru celălalt. Eu am fost un om sensibil, repet, cu foarte multe deschidere așa și simțeam multe lucruri. Mi s-au întâmplat lucruri minunate. În momentul în care mi s-au întâmplat, eu l-am perceput traumatizant pentru că mi-era mintea plină de tot ce mă învățaseră părinții mei. Eu n-am înțeles, le-am... Ca orice tânăr, niciun tânăr n-are mintea limpede, că n-ai cum. Experiența ți-o limpezește, asta e focul experienței prin care trecem toți și care ne arde și lasă în cenușă tot ce nu a fost cazul. Și e minunat asta. Când am fost tânără, din păcate, eu n-am știut să mă bucur realmente și pe deplin de tot ce mi s-a întâmplat. Cum știu să mă bucur acum, cu mintea de la 2018, după ce am stat bolnavă pe pat, mă rog, mai multe vreme. Și am suferit niște dureri, că dacă nu mă durea, mă simțeam fericită. Sigur că este abordată tema dragostei în carte, pentru că am trecut prin asta, Doamne, nu sunt străină de așa ceva, nu, nici nu vreau să mă ascund după deget, ca orice om. Ca orice om. Ca și tine, ca și alții. Acum eu vreau să te întreb pe tine, tu ai citit ieri cartea, mi-ai cerut cartea și m-am simțit onorată și m-am simțit fericită că vrei să o citești, Cristina, draga mea. Tu ce părere ai despre carte? Ce feedback îmi dai acum, da, așa în direct, ca să te pun da, în... Da, din partea unui tânăr. Direct, așa, pentru că așa cum spuneați, se adresează. Primul aspect, am regăsit elemente noi, legat de chat. Un... Chat-ul de pe internet, ca să înțelegem că acum nu mai există nici ala. Într-adevăr, însă nici acela, într-adevăr, după cum spuneați, nu mai există. Elemente noi pe care le aduce această carte, care poate sunt de domeniul trecutului pentru multe generații. Da, iarna lui 89, foarte important. Găsim așa de multe explicații despre ceea ce s-a întâmplat în acea perioadă și în timpul Revoluției și suntem tentați să privim la chestiunile negative de foarte multe ori, acele pierderi de vieți omenești care s-au întâmplat. Să iată o altă perspectivă, libertatea pe care ați avut-o imediat după acel eveniment. Da, și iubirile adolescentine în care ne regăsim cu toții. Îndrăzneață totodată, însă după cum spuneați, v-ați asumat acest lucru, dat fiind faptul că nominalizați la un moment dat acele iubiri adolescentine. Cât se poate de îndrăzneață? O asumare. Asumare. Acum am o vârstă la care nu mi-am nimic de apărat, să spun așa. Am făcut tot ce a fost de făcut în viață, de acum încolo. Doar sigur, mă bucur de toate experiențele. Au fost iubiri nevinovate oarecum. Da, multe dintre ele, din păcate. O, Doamne, acum, cu mintea mea de acum, de la bătrânețe, vă pot spune, din păcate. Da. Să știți că multe personaje de aici, din carte, mă rog, care sunt pomenite cu prenumele, n-am făcut așa mare lucru cu personajele alea cât mi-au declanșat mie imaginația, să spun așa. Iar personajele cu care realmente s-au întâmplat lucruri, adică am făcut nuntă și copiii, n-au primit poezii până la urmă, că a fost prea ocupată cu viața asta. Aici e o, vezi tu, Cristina, o împărțire a lumii și a oamenilor. Dăm multă atenție cotidianului și concretului și în momentul în care dăm atenția asta, imaginarul rămâne complet deoparte, pentru că nu putem da atenție atâtor lucruri. În momentul în care tu ai timp să stai și să te gândești la cineva, e clar că cu persoana aia nu te-ai întâlnit suficient ca să consumi energia respectivă. Și ea se duce într-o zonă imaginară și sigur că începe încuța și scrie poezii, nu-i așa, la cutare și cutare. Dacă era cutare și cutare acolo, nu mai era loc de poezii, nu-i așa, era alte chestii. Așa. Dar și iubirea era altfel în acele vremuri. Și se întâmplau, deci adică personajul respectiv intra oarecumva în viața mea mai mult și atunci nu-l mai discutam într-o carte de poezii, ci poate pe Facebook, în direct. Am fost la Barcelona. Poză. Ok. Da, cam acela este jurnalul. Spuneam despre acea îndrăzneală, însă cu titlul de apreciere. Pentru că ați avut acest curaj. Repet, toată lumea crede că poezia e un lucru general. Nu e adevărat. Fiecare poet simte particular. Bă, frate, să ne asumăm lucrul ăsta până la urmă. A, nu-i nicio jenă, adică nu, cum să spun, nu facem niciun lucru ilegal. Și ne tot pozăm în persoane sfinte și așa, toți suntem oameni, Cristina, și toți avem lucruri. Poate că dacă am fi onești, am avea mult mai mult de învățat și alte persoane ar avea de învățat de la noi. Mulți vorbim așa cum ar trebui să vorbim, ci nu realmente cum simțim și cum este adevărul nostru.
părerea mea, ca spune adevărul, într-un mod frumos, delicat, elegant. Sigur. Absolut, deci găsim cuvintele potrivite. E mult mai câștigător pentru persoana respectivă și pentru cei care receptează acest adevăr, decât să pierdem timpul în niște conveniențe și eu să vorbesc aici frumos cu tine, că așa trebuie, vai de mine. Eu sincer prefer să fiu onestă. La vârsta asta, sincer, ajuns să te bucuri de lucrul ăsta, nu te încurcă, nu e nimic. A care mă judecă, este problema lui. Eu ce am avut de spus, deci partea mea este ok, este liberă. Eu am fost onestă, energia circulă liber de la mine. Cum reacționează alte persoane? Deci nu mai este problema mea. Au libertatea să o facă de a omori oameni la Revoluție, ca fiecare să fie liber. Dacă ei au ce știu ce gânduri și așa, sunt gândurile lor, nu sunt gândurile mele, înțelegi? Eu rău nu vreau să fac nimănui. Absolut, îți bine intenționată, știu lucrul ăsta, vorbesc așa, îți plină de iubire necondiționată și asta mă bucură pe mine, în primul rând, că pot să ofer lucrul ăsta și o fac în fiecare zi, necondiționat și cu bucurie, o fac în spectacolele astea. Apropiem de sfârșitul emisiunii, că ai pus mâna pe ceas ca să fim onești. Da, să fim onești. Exact aici o să punem punct de viziunii noastre. Această idee pe care ați enumerat-o, această onestitate de care dați dovadă și de care dați dovadă inclusiv în acest volum. Dezvoltarea sufletului meu. Dacă ar fi să definim oarecum acest volum de poezii, o idee pe final, doamna Cuța Mărieș. Îți mulțumesc foarte mult că m-ai chemat în emisiune. Îți mulțumesc că mi-ai citit cartea. Nu știu câtă lume o să o facă, având în vedere că se citește foarte puțin în ziua de astăzi. Mulțumesc că mi-ai dat un feedback în direct și că ai avut curajul să o faci aici în emisiune. Știm că ai și tu regulile tale. Și să ne vedem cu bine și cu drag. Mulțumesc, Cristina. Mulțumesc tare mult și felicitări încă o dată pentru acest volum. Repetăm pentru cei de acasă. Lansarea oficială va avea loc sâmbătă la Casa de Cultura Sindicatelor de la ora 17. Ora 5 după masa. Ora 5 după masa. Așadar, cei de acasă care poate nu ajungeți la această lansare, vă îndemn să luați legătura direct cu doamna Cuța Mărieș, pentru că în acest volum, Ritual în versuri comentate, pe lângă faptul că este o dezvoltare a sufletului autoarei, e bine, aduce elemente de noutate pentru tânăra generație și aici putem să vorbim despre iarna anului 1989, putem să vorbim despre vacanțele petrecute la țară, despre discoteca din acel moment, putem să vorbim totodată despre iubirile adolescentine și putem să regăsim acolo foarte multe elemente care într-un mod sau altul ne definesc pe fiecare dintre noi. E bine, sper că am fost destul de convingătoare, doamna Mărieș. Ai fost față de mine, sigur. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc! Mulțumim și noastră celor de acasă care sperăm că ne-ați urmărit. Până data viitoare, toate cele bune! La revedere!